Bine v-am regăsit! Horoscopul pentru data de 17 ianuarie, să avem o zi magică. Într-adevăr, este o zi foarte magică pentru că pe 17 ianuarie, seara mai exact, se formează o frumoasă lună plină în semnul RAC. Este cea mai frumoasă lună plină pentru că, așa cum știți, RAC-ul este guvernat de lună puternică, frumoasă, va lumina cerul, va fi precum un felinar și... Dacă sunteți un pic curioși, puteți să ascultați și ritualul pe care l-am propus și câteva cuvinte, câteva informații pe care le-am discutat în clipul dedicat lunii pline din acest an în RAC. Mă rog, lunii pline în RAC. Voi extrage și un card, nu uitați că la ora 12 luni ne vedem la canal de la știri. Și mesajul pentru această zi magică este următorul. A face tot ce stă în puter depinde de prospețima cu care te trezești dimineața și de oboseala pe care o simți seara, de fericirea pe care o simți, starea opusă supărării și de sănătatea de care te bucuri, starea opusă bolii. Indiferent de circumstanțe, fă tot ce stă în puter și vei evita astfel autocritica, abuzarea de sine și regretele. Fă tot ce stă în puteri. Se schimbă tot timpul. Tot ce stă în puteri se schimbă tot timpul. Puteți să faceți din ce în ce mai mult pentru voi, pentru că schimbările sunt benefice și din zona de confort. Luna plină ne scoate un pic din zona de confort. Dacă v-ați agitat un pic, dacă sunteți un pic, poate și ușor irascibili, unii dintre voi somnoroși și agitați, încercați cumva să înțelegeți că luna plină nu este ceva de rău. Luna plină înseamnă sărbătoare, înseamnă recoltă, dar luna plină, când luminează, ea luminează așa tot și luminează un pic și părțile pe care voi le aveți de eliberat și vă ajută cumva să aveți niște conștientizări. Nu uitați să dați și un like, un share dacă doriți ca aceste clipuri să fie vizualizate de cât mai multe persoane și informațiile să ajungă la cât mai multe persoane. Un share m-ar ajuta foarte mult, un like, un subscribe de asemenea. O energie foarte puternică și astăzi puteți să aveți tot felul de experiențe, dar care vă vor ajuta la vindecare. Începem cu berbecul, care are de dus niște discuții sau o muncă grea legată de familie. Sunteți încurajați un pic să discutați despre familie, despre emoțiile voastre, despre trecut și despre ce nevoie aveți voi în cămin. Există posibilitatea să vă onorați astăzi și nu ar strica dacă ați face lucrul acesta. Fără teamă, fără frică, onorați-vă și dați-vă voie să eliberați acele obstacole de care sunteți conștienți. Taur. Taurii au ceva discuții și ei, doar că voi de data aceasta veți discuta un pic cu frații, cu surorile, cu vecinii, aveți ceva de rezolvat cu aceștia și fie semnați un act, fie aveți de discutat niște lucruri, fie luați și decizii împreună cu aceștia. Un pic mai multă grijă de sănătate și un pic mai multă grijă cu tot ce înseamnă fricile voastre, pentru că vă agățează anumite frici care nu și-au rostul. Gemeni. Gemenii sunt gânditori, apar oportunități, apar niște momente în care aveți conștientizări și veți primi ceea ce voi veți cere. Așa că această zi, energia acestei zile, folosiți-o cât mai înțelept. Folosiți-o înțelept și bucurați-vă de ea pe termen lung, adică pur și simplu luăm o energie sau un ingredient și îl folosim de mai multe ori. Cumva e o schimbare de atitudine. RAC. Astăzi racii au timp pentru a pune la cale un plan sau pentru a înțelege exact care sunt roadele muncii lor și să faceți un plan pentru a avea roade în continuare și a fructifica în continuare talentele pe care le aveți. Primiți felicitări de la locul de muncă, este luna voastră plină, da? Pentru că astăzi este luna plină în RAC, este o zi foarte puternică pentru voi. A spune că aveți roade, aveți recompense, dar faceți și planul pe mai departe, adică după ce am recoltat, hai să văd ce fac mai departe, ce mai plantez, ce mai fac. Nu aveți stare din niciun punct de vedere. Dați-vă puțin timp pentru sufletul vostru, rugăciune, meditație și n-ar strica dacă v-ați relaxa un pic. Leu.
Nativii leu reușesc să-și atingă astăzi obiectivele, în special în carieră. Știți totul în detaliu, adică pur și simplu aveți toate planurile foarte bine puse la punct. Experimentați o energie extraordinară, experimentați niște lucruri interesante în zona iubirii, dar și în zona spirituală. Foarte frumos, intuiția este puternică. Dragi lei, ascultați-vă intuiția astăzi și tot timpul, dar astăzi este ceva extraordinar. Fecioară. Fecioarele au nevoie să socializeze, au nevoie să asculte cu atenție înainte de a transmite niște informații. Nu uităm că și Mercur se află retrograd și Venus este retrograd și mai avem și lună plină. În socializare și în discuții, posibil ca unele persoane să înțeleagă un pic diferit, greșit, mă rog, ceva să nu fie pe acolo chiar ok. Veți spune niște lucruri, vă veți elibera de anumite secrete. Mă rog, ați ascuns niște lucruri și acum trebuie să vă eliberați, să vă simțiți și voi bine, să nu mai duceți în spate o cărămidă aiurea. Balanță. Balanțele au parte de schimbări, au parte de schimbări profesionale, puteți să aveți câștiguri noi, puteți să aveți o mulțime de recompense, este ceva ca un vis devenit realitate, bifarea acestor obiective și transformarea voastră, adică pur și simplu vă transformați, sunteți super creative, aveți o imaginație extraordinară și astăzi aș spune că prindeți viața așa la locul de muncă, parcă prindeți viață, recompense și, să spunem așa, strălucire. Scorpion. Nativii Scorpion au o zi cu multe răsturnări de situație, dar vă dați seama că nu e ok să stați supărați, pentru că este important să luați părțile bune din viața voastră, adică hai să vedem partea bună din viață și așa totul este cum este, mai stați să mai stăm și supărați. Sunt multe răsturnări de situație. Probabil că dacă vă eliberați ușor de anumite atașamente, de anumite teme, de anumite frici, lucrurile vor sta foarte bine pentru voi din toate punctele de vedere. Săgetător. Nativii săgetători au multe provocări, în special pe zona iubirii, pe zona relațiilor, pe zona căsătoriei. Aveți de făcut niște calcule, să dați niște bani, să faceți niște schimbări, să îmbunătățiți niște lucruri. Este foarte, foarte important să înțelegeți exact ce trebuie îmbunătățit, refăcut și să vă dați așa timp și pentru voi, pentru o întâlnire voi cu voi înși vă. Capricorn. Capricornii au o zi interesantă, desigur că sunteți foarte impactați de această lună plină care se formează în semnul vostru opus, adică soarele în Capricorn formează prin opoziție cu luna această lună plină. Așadar, voi ajutați foarte mult la acest eveniment și sunteți provocați să evoluați, să vă schimbați, să creșteți, să ieșiți din zona de confort. Această lună plină și această zi vă împinge un pic să schimbați modul de acțiune în relațiile voastre și modul în care comunicați în relațiile voastre. Poate că ar fi bine să vă faceți mai ușor înțeleși sau să găsiți o variantă prin care să fiți mai ușor înțeleși. Vărsător. Nativii vărsători au nevoie să-și schimbe un pic ceva în rutina zilnică, au nevoie să schimbe un pic programul de exerciții fizice sau alimentația. Astăzi luați o decizie că tot este luni, haide să ne apucăm de slăbit, de îngrășat, de, mă rog, mânca sănătos. Ideea nu e de a ține o dietă, să mor de foame. Ideea este să-ți stabilești un stil de viață sănătos. Astăzi veți simți așa niște karme, ghilimele, karme, mă rog, niște, ce ai semănat, aia vei culege, ceva de genul. Astăzi, nu la puncte de vedere, dacă ai semănat vânt, culegi furtună. Dacă ai semănat flori, vei culege trandafiri sau ce ai semănat tu. Da? Pești, nativii pești reușesc să fie super creativi și vă bucurați, aveți o energie sexuală, atrageți, viața erotică e la cote maxime, ce să mai se spune, oricum că la lună plină sunteți mult mai deschiși și zonei erotice. Astfel, această zi puteți să vă jucați, să vă distrați, să fiți copioși, să fiți savuroși, delicioși în toate aspectele vieții voastre, să vă apropiați de parteneri și sunt încurajate toate ideile inventive, creative, originale. De asemenea, această zi arată că vă puteți elibera de anumite gânduri, obstacole, energii negative.
Să fie o zi magică în care toate stelele se aliniază favorabil.